Vă salut, dragi iubitori ai sportului, sunt Valentin Pribanu și de la această oră vă invit la Sport Maxim. S-a încheiat Superliga de fotbal, dar Universitatea nu a încheiat partidele pentru că mai are de disputat un meci de baraj, un meci decisiv pentru participarea în Conference League. În Bănie, la finele acestei săptămâni, a avut loc și un interesant concurs internațional de atletism, de fapt, internaționalele României. Vom urmări și de aici un reportaj. Vom vorbi pe parcursul emisiunii puțin și despre handbal, pentru că, după cum știți, s-au întâmplat niște lucruri ciudate în ultimele două etape, mai ales în ultima etapă, și s-a ajuns la o ceartă. Despre toate acestea, cu prietenul emisiunii noastre și al meu, Pavel Bada, director CS Universitatea Craiova. Bine ai revenit, băiță, în studioul televiziunii. Mulțumesc pentru invitație, domnul Valie. Da, să începem cu fotbalul. S-a tras linia, adică, practic, nu s-a tras linie, pentru că, iată, Universitatea joacă acel meci de baraj hulit de foarte mulți de când a fost instituită această regulă în Superliga, în primul eșalon, ca locul 3 să joace cu, eu știu, ocupantele locurilor 7-8 care dau cele baraj. N-a fost 7-8. Vom discuta și povestea asta pentru că, iată, sunt echipe care intră în Liga 1 și au șanse chiar din play-out să participe în cupele europene, dar n-au licență de cupele europene. Nu știu dacă e normal să fie așa. Dar iată că Universitatea, un loc 3 pe podium este bine, așa cum de foarte multe ori ai spus și ai lăudat performanțele din ultimii ani, pe bună dreptate, că se bate acolo sus Universitatea, dar pe noi, pe oltenii, știi bine ce ne arde este titlul. Acesta a fost și obiectivul în acest sezon, a fost ratat. Cupa României a fost și ea ratată, n-a fost tratată, cred eu, cu destulă seriozitate, pentru că se putea ajunge acolo, iată, în Europa League, unde a ajuns Corvinul, o echipă de Liga 2. Cum ai caracterizat tu acest sezon pentru Universitatea Craiova, chiar dacă mai acest meci de baraj? Din punct de vedere al obiectivelor, te-aș întreba. Bun, ați făcut o retrospectivă exact a ceea ce s-a întâmplat în acest an fotbalistic. Este clar că acest tip de desfășurare a campionatului a fost în primul rând cerut de televiziuni pentru a ridica gradul de spectaculozitate al campionatului. Acest prima parte a campionatului, după aceea împărțirea în play-off și play-out, a dat o spectaculozitate dar și mai mare campionatului, dar și, până la urmă, o inechitate din punct de vedere moral. Este exact ceea ce spuneați dumneavoastră. O echipă care se bate și obține locul 3 în campionat, joacă cu o echipă de pe locurile 7-8, nici măcar cu cele de pe 7-8, având în vedere ceea ce a spus înainte. Faptul că te ajunge, scuză-mă, că te ajunge să joci cu echipă care dă baraj de supraviețuire în prima ligă, nu? Și să joci cu ea baraj pentru cupele europene. Pentru că celelalte neîndeplinind condițiile. Nu, cred că era până la locul 10, adică până la locurile de baraj, nu știu. Este clar că este un paradox, este o șansă pentru, în condițiile actuale, echipele de pe locurile 7-10 să participe într-o cupă europeană, deși în timpul campionatului au fost modeste ca și exprimare. Un meci este un meci, e posibil orice. Cum se spune, mingea e rotundă și oricând se poate întâmpla o surpriză. Este clar că duminică, la orele 20, echipa noastră Craiova va întâlni Universitatea Cluj. O echipă extrem de incomodă, o echipă pe care în primele două meciuri din partea principală a campionatului nu am reușit să o învingem. Am avut, dacă vă aduceți aminte, la meciul din retur cu Universitatea Cluj 2-0 la pauză și până la sfârșit s-a terminat 2-2. Sper ca echipa noastră Craiova să trateze cu maximă seriozitate acest meci și să obțină victoria imperativ necesară pentru participarea în cupele europene. Participarea în cupele europene a fost încă de la începutul sezonului principalul obiectiv al echipei. Am avut, exact cum a spus dumneavoastră, jucarea cupei, finalei Cupei României și una dintre cele din primele trei poziții din campionat. Am avut titlul la început. Nu a fost titlul. A fost primele trei locuri. S-a rezolvat primul obiectiv, primele trei locuri. Nu se gândea nimeni că în Cupa României va fi Corvinul cea care va câștiga Cupa României și am pierdut în semifinale contra Galațiului. Un meci surpriză pierdut pentru noi. În semifinale. Nu? Nu, în sferturi. Cu Galați.
în sferturi. Semifinală și a jucat Galațiu finala. Da. În orice caz, este clar că am pierdut o șansă enormă pentru a juca finala. Da, în sferturi, așa este, în sferturi, mi-aduc aminte. Este clar că am pierdut o șansă fantastică pentru a participa direct în Cupa Europene. Puteam întâlni Universitatea Cluj, dacă pe traseul. În orice caz, duminică trebuie să câștige echipa pentru a participa în Cupa Europene. Este obiectivul principal și toți noi, cei din Craiova, așteptăm să vedem din nou echipe de pe continent care vin să joace la Craiova. Să ajungem. Adică dacă ajungi în Cupele Europene, să mai treci de echipele de... din urna a patra, valorică, da, care ne-au eliminat în ultimii ani. Nu vorbesc de Milan și Leipzig, pentru că acolo a fost altceva. Am avut chiar o șansă fantastică să caz cu două dintre principalele favorite la câștigarea trofeului. Tu joci în fazele eliminatorii. Însă, dar au fost și accidente. I-am adus la Craiova. La Craiova este mult spus. La vremea respectivă, neavând stadion, am jucat cu Milanul la Severin. Da. În orice caz, a fost o șansă fantastică să vezi pe viu o echipă, două echipe mari din două campionate top 5 ale Europei. Deci să sperăm că vom avea din nou această șansă. Dar de ce nu spui că totuși lumea din club a vorbit pe parcursul sezonului de titlul de campion? Toată lumea își dorește după atâția ani. De 34 de ani tot vorbim. Hai. De 34 de ani tot vorbim de titlu. Anul acesta am avut un obiectiv, primele trei, tocmai pentru a înlătura un pic de presiune pe ceea ce reprezenta jucătorii echipei, pe ceea ce reprezenta a obține acea performanță. De aceea s-a mers pe primele trei și jucarea finalei Cupei României. Mulțumit așa de evoluția pe ansamblul echipei, au fost multe cădere, ocolișuri, din nou schimbări de antrenori. N-au fost apele așa de limpezi. A fost un an diferit față de anii trecuți, parcă. În sensul că am avut o volatilitate mare la nivel de lot, la nivel de bancă tehnică. Am început, dacă vă aduceți aminte, cu Neagoe, am continuat cu Reginkapt. După Reginkapt a venit Petev. Bine, a fost un interimat scurt acolo, cu Papură. Da. Cu Papură și Dragoș Bun. Și Dragoș Bun. Ulterior a venit Gâlcă. Acum, Gâlcă este o variantă care mie mi-a plăcut. Am fost unul de cei care a susținut această variantă, cum de fapt am susținut și varianta Cristi Chivu. Însă s-a mers până la urmă pe varianta Gâlcă. Asta e interesantă cu Cristi. Rotaru, da, eu cred că merita o șansă, având în vedere fotbalul din care venea, având în vedere că este un antrenor tânăr, dornic de performanță și că o perioadă a fost al nostru. Știe care este starea de spirit în Craiova, știe ce așteptări au oamenii de la antrenorul și jucătorii care formează grupul Universitatea Craiova. Deci ar fi fost ca unul de al nostru. Păi este de al nostru jumătate, nu? Jumătate, da, el vine de la Reșița, dar el aici a debutat, aici a... Nu, dar tatăl a fost jucat, nu? Și... aici a reușit să facă performanța care l-a dus mai departe către Ajax și mai departe Inter, după aceea către marile echipe la care el a activat. Da, și însă Gâlcă este un antrenor echilibrat, un antrenor cu personalitate, un antrenor care a dat un suflu nou. Să sperăm că va reuși în această perioadă de mercat să-și aducă 3-4 fotbaliști, nu jucători, 3-4 fotbaliști, care să ridice gradul de concurență pe posturi și să dea posibilitatea echipei să crească din punct de vedere al exprimării. Adică craiovenii nu sunt mulțumiți doar cu o victorie. Ea trebuie să fie însoțită de un joc bun, agreabil, un joc care să-i satisfacă pe cei care vin să vadă spectacolul sportiv ce reprezintă fotbalul. Unde s-a greșit în acest sezon? Cam de vreme s-a desprins FCSB-ul în câștigătoare. Nici FCSB-ul nu pare o echipă așa, cu un grup. Are câteva individualități, dar ca și echipă tot nu are o exprimare care să, eu știu, să dea pe spate suporterii și pe cei care se pricep la fotbal. Având în vedere valoarea de început a echipei noastre, cred că anul acesta era foarte, cred eu, la îndemână abordarea obiectivului prioritar din ultimii 30 ceva de ani. Da, titlul. Cred că sincopele pe care le-au avut echipele contracandidate, coroborate cu chiar slăbiciunea FCSB-ului, putea da șanse Craiovei. Însă, din nefericire, slăbiciunile noastre au fost mai mari decât ale lor.
actualul campionat s-a plafonat valoric, dar o plafonare în jos. Pentru că din punct de vedere a ceea ce spuneați înainte, rezultatele internaționale la nivel de echipe, ele lipsesc cu desăvârșire. Este clar că în ultimii ani coeficientul este foarte mic și nu ne-a dat posibilitatea să ne ducem în grupe calificate direct cu nicio echipă la niciuna dintre competițiile europene. Că e de Conference League, că e vorba de Europa League, că e vorba de Champions și mai puțin. De aceea este imperativ necesar ca în acest nou început de sezon, cu aceste jocuri preliminare la nivel de echipe de club, echipele care ne vor reprezenta la acest nivel internațional, să aibă evoluții bune și să reușească să obțină puncte. Puncte care în coeficient să ne ridice la nivelul în care să putem avea echipe care să participe direct în grupe. Să nu mai trebuiască să dea 2 sau 3 tururi preliminare unde te întâlnești cu echipe necunoscute, imprevizibile și dornice de a reuși ceea ce ne dorim și noi să reușim. Și te întâlnești mult prea devreme în aceste tururi preliminare, nici n-ai timp să te odihnești, nici n-ai timp să te pregătești. Poate și de aici sunt rezultatele acestea slabe. Pentru asta trebuie să te concentrezi și să reușești să faci performanță la nivel de tururi preliminare. Pentru că altfel, necâștigând și needucându-te în fazele superioare ale competiției, n-ai cum să acumulezi puncte. Neacumulând puncte la coeficient, n-ai cum să emiți pretenții să ajungi în grupe. Și va fi din ce în ce mai greu în următoarea perioadă să ajungem în grupe. Trebuie să mare aceea analiza pe care ai făcut-o foarte bună, adică n-au arătat mai nimic echipele, iată Rapidul n-a câștigat, dacă putem spune că a câștigat cu FCSB-ul, FCSB a bătut toată lumea de când a ieșit campion, nu? În ultimele 3 meciuri le-au pierdut. O cădere inexplicabilă. Deci... Nu este cădere inexplicabilă. Sau este poate o lipsă... au tras prea mult de ei. Sau... Nu, este o lipsă de concentrare coroborată cu intrare în vacanța unora dintre sportivii, jucătorii importanți ai FCSB-ului. Toată lipsa lui Coman s-a văzut. Era un, eu mă referam la Rapid, ca și potențial rival al Universității pentru titlu, cum erau văzuți la intrarea în play-off. Rapidul, singura victorie pe care a avut-o în play-off cu FCSB-ul, ultima etapă. Aflați în vacanță. Asta arată căderea teribilă pe care a avut-o Rapidul. Rapidul, ca și Universitatea Craiova, a fost extrem de inconsecventă pe parcursul acestui campionat. Cu evoluții de la excepțional la submediocru. Submediocru, foarte slab. Așa, inconstanța asta ne-a costat echipa. CFR-ul a avut și aia meciuri întregi, etape întregi în care a luat bătaie și nu mă așteptam să mai revină pe locul 2. Și au revenit cu Universitatea, din păcate. CFR-ul a câștigat cu noi și ne-a dus în locul 3, loc de baraj. Dacă noi am fi făcut egal cu CFR-ul, am fi fost astăzi direct calificați în Cupe Europene, am fost în vacanță, n-am fi stat cu sufletul la gură duminică seara să vedem care este dezvoltământul meciului dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Spuneai înainte de emisiune, când am discutat, că preferi Universitatea Cluj în dauna Oțelului. Crezi că ar fi fost un meci mai greu cu Oțelul, care venea după o finală de cupă pierdută, deci moralul la pământ, un meci cu Clujul, dacă îl câștiga? Dacă îl câștiga, e clar că se remonta Galațiu pentru meciul cu noi. Aduceți-vă aminte că în Cupa României ne-au bătut acasă. Da. Și fiind condusă de un antrenor ce și-a creat o echipă pe carapodul lui, o echipă arțăgoasă, o echipă agresivă, o echipă bine organizată în teren, o echipă care a pus presiune pe toate celelalte competitoare în timpul campionatului. Faptul că fiind noua promovată, cea mai bine clasată, confirmă ceea ce eu am spus înainte, că este o echipă incomodă Galațiu, o echipă cu un joc extrem de bine organizat și care pune clar în dificultate orice echipă din campionatul actual. Eu nu cred că se mai putea concentra. După acea finală pierdută, așa cum a pierdut-o când Corvinu a revenit de 2 ori meci și cu acea, nu știu, ai fost mare fotbalist și antrenor și conducător de club, ce-a făcut Dorin? L-ai lăudat, dar știți că... și de acea schimbare din ultimele minute, din prelungiri, cu acel copil fundaș central care l-a tras la 2 metri de poartă penal. În timp ce... de la Galați cu Universitatea Cluj, în prima repriză, Galațiu a avut 3 sau 4 ocazii de gol.
Clujul a dat... Mi-a parcă a avut și penalti, dacă nu mă înșel. Clujul a dat... Exact, a avut și penalti. Clujul a dat două goluri în repriza a doua, în partea finală a meciului, printr-un nou introdus. A fost o inspirație a antrenorului Sabău și care a făcut diferența pe tabela de marcaj. Deci Galațiu, din punctul meu de vedere, ar fi meritat mai mult până la pauză. Este clar că dacă ar fi câștigat Galațiul, altfel s-ar fi remontat la meciul de cupă europeană. Da, era și timp. Era... Și vreau să îndrepte și Boacăna din finala. Exact, exact. Dar neșansa lor a făcut ca Universitatea Cluj să se bată acum pentru un loc de cupe europene. Avantaj că se joacă la Craiova pentru Universitatea? Este un avantaj pentru noi, însă presiunea este pe noi. Este pe Universitatea Craiova, pentru că Universitatea Craiova are obiectiv. Universitatea Cluj nu are obiectivul cupelor europene. Acum el s-a ivit din neant, pentru că nu aveau dreptul să participe la acest meci decisiv. Ei participă doar datorită faptului că Hermannstadt și UTA au dreptul, din punct de vedere sportiv, să participe în cupele europene. Să sperăm că nu vor profita de această șansă Clujul și că echipa mai bună, teoretic, sperăm să fie și practic, Universitatea Craiova să câștige. E corect să fie așa? Adică să joace în campionat echipe care nu au dosarul complet, să spunem. Dacă te duci undeva, domnule, îți faci un dosar complet de la început. Vreau să participi în cupe, adică cum să ai în campionat echipe? Eu nu știu, în Anglia, în Italia, sunt echipe care nu au drept. Fotbalul românesc traversează o perioadă prelungită de tranziție. O perioadă în care lucrurile nu sunt tocmai clare și care creează situații ca cele din acest sezon. Să sperăm că odată cu creșterea din punct de vedere al nivelului de viață, din punct de vedere al standardului țării noastre, să crească și fotbalul. Că este clar, dacă vor fi bani în celelalte sfere ale activității societății noastre, vor fi bani și la fotbal, și în sport, nu numai la fotbal. Încă fotbalul este privilegiat comparativ cu alte sporturi. Fiind director la Clubul Sportiv Universitatea Craiova și având 15 secții în cadrul clubului, vă pot spune că celelalte secții, multe dintre ele sunt la limita subzistenței, mulți dintre sportivii noștri fac eforturi deosebite pentru a reuși să ducă la îndeplinire o parte din obiectivele pe care împreună le-am propus. Da. Apropo de secții, felicitări Alexandrei Anghel, chiar dacă a pierdut la un punct calificarea la Olimpiadă, pentru tot ce a făcut și va face în continuare pentru CSM Universitatea Craiova. O luptătoare Alexandra în mare Anghel clasă și sper să treacă peste momentul acesta dificil din carieră. Alexandra Anghel este sportiva clubului Universitatea Craiova de mai bine de 10 ani. Este de 3 ori sportiva județului Dolj. Din nefericire nu a reușit să-și îndeplinească obiectivul pe care îl avea ea personal și noi colectiv de a se califica la Olimpiadă. A fost de 2 ori în ultimul joc care să te ducă la Olimpiadă. În amândouă a pierdut la o diferență foarte mică. În ultimul meci a pierdut cu o indiancă 4-3. Un meci care l-a avut la îndemână, un meci în care antrenorul de pe bancă, care nu este și antrenorul de la club, a întârziat să ceară un challenge în urma căruia sportiva noastră avea șanse să anuleze 2 puncte din punctajul pe care îl făcuse indianca în urma unei acțiuni în ultimele secunde. Ne depunând challenge, s-a pierdut șansa de a se analiza video și totodată a se da posibilitatea să scade cele 2 puncte. Deci de la 3-2 pentru noi s-a dus la 4-3 pentru indiancă. Este o scăpare pe care antrenorul a avut-o. Nu pot să-mi dau seama ce a fost, că nu este român antrenorul. Mi se pare că e moldovean, am impresia. În fine, ăștia sunt probleme de organizare ale federației. Nu vă pot răspunde eu la această întrebare, însă este clar că a fost o scăpare și această scăpare ne-a dus la pierderea, probabil, a șansei de a avea pe Alexandra Anghel la Paris, în grupul care va reprezenta România la Jocurile Olimpice. L-am avut și pe Kovaci, tot așa în ultimă fază, dar care din nefericire nu a ajuns aproape cum a fost Alexandra.
este un an greu. Asta arată că România traversează o perioadă dură din punct de vedere al sportului și din punct de vedere al sportului. Că din ce în ce mai puțin copiii ai noștri fac sport, pentru că din numărul mare de copii care participă, ies mari campioni. Noi, cei de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, care cu prioritate avem obiectivul de a promova la nivel de seniori sportivii, trebuie să facem și formare. Este adevărat, avem parteneri extrem de importanți și aici mă refer la liceul cu program sportiv Petrache Trișcu, mă refer la școala sportivă. Sunt parteneri care ne dă posibilitatea să avem sportivi din... De unde selecționa, cum ar veni? De unde lua pentru secțiile noastre. Dar pentru asta trebuie să-i și susținem și adică noi facem eforturi pentru a-i susține. Românește să... îi ajut și pe cei de acolo, pe juniori. Da, îi susținem pe sportivi la nivel de juniori pentru a-i avea la nivel de seniori. Foarte bine. Știu că ești mereu aproape și la Trișcu și la școala sportivă, nu numai cu cadruri, dar când e nevoie... S-ar mereu să-i ajut și cu... Pentru mine este extrem de important să, și de când sunt director, am promovat cu prioritate copiii craiovenilor sau zonele imediat limitrofe. De ce? Pentru că am încredere în talentul și în calitățile native ale copiilor din zona noastră. Unu, doi, cheltuielile scad. În momentul în care ai un copil din Craiova, nu plătești cazare, plătești mai puțin pe masă, ai cheltuieli de transport mai mici. Deci sunt anumite resurse ce pot fi alocate pentru alți sportivi. Da. Și alți sportivi. Corect. Apropo de copii, iată, au debutat și Bană, a dat și gol, primul gol la Da, este un jucător care a apărut în ultimele trei meciuri. El a apărut în meciuri extrem de importante pentru echipă, având în vedere obiectivul pe care îl aveam. A intrat cu tupeu, cu determinare, a arătat că are un stâng foarte bun, este unul dintre puținii care șutează foarte bine la distanță, ceea ce lipsește fotbalului românesc, jucători care să-și asume responsabilitatea șutului de la distanță. Este un tânăr care promite, are și fizic interesant, să sperăm că va fi bine vitaminizat și bine hrănit pentru a putea să progreseze din punct de vedere al masei musculare, că este un jucător longilin, dar care are nevoie de masă musculară pentru a putea să răzbască în lupta de 1-1 cu adversarii. În general, când termini junioratul, până în 21 de ani, există o perioadă de tranziție. Tranziție și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere tactic. În această perioadă, mulți dintre jucătorii talentați de la juniori se pierd la seniori. De aceea trebuie să ai mare grijă ca acești jucători tineri ce fac această tranziție de la juniorat la seniorat să fie încurajați să continue, să fie protejați, să fie ajutați să depășească acest moment. Și cum se poate face asta? Eu cred că un campionat de speranțe, cum aveam noi pe vremuri, ar fi fost extrem de util, cu obligativitatea cluburilor de primă divizie să organizeze înaintea meciului, să organizeze aceste meciuri de speranță. Erau de tinere rezerve. Exact. Vreau să spun, tu cum ai făcut tranziția asta? Ți-amintești? Așa am făcut-o. Aveam 15-16 ani, eram unul dintre cei care am avut șansa să trec direct de la junior la tineret, fără să trec pe la republicani, fără să trec pe la alte categorii de vârstă. 16, 17, 17, 18, am trecut direct la tineret. Mi-a dat șansa să joc. Cine era înaintea meciului? Țică Zanfir, cine? Țică Zanfir, da. Domnul Salierte este cel care m-a promovat la echipa de tineret. E adevărat, 6 luni de zile n-am jucat. Eram cel mai mic, dar m-am pregătit cu jucătorii care veneau de la echipa mare. Veneau de la echipa mare Adrian Popescu, Băcu, Cioroianu. Jucători care erau în anticamera primei echipe. Echipa la vremea respectivă, Universitatea Craiova, avea echipa de aur a Universității Craiova, marea echipă de aur, în care ulterior și eu am intrat ca tânăr, să zicem, promovat de către Mircea Rădulescu, ulterior Neatică Oțet, Dumnezeu să-l ierte, deci antrenori, Neagică Constantin, antrenori care au făcut istorie în fotbalul românesc, care sunt recunoscuți ca mari performeri ai fotbalului românesc.
Da, să sperăm că vin mai mulți tineri, îl aștept și pe Gașpar, pe fundașa dreapta. Da, tu care tot ești unul dintre cei care îl promovează cu asiduitate pe Gașpar. Fac reclamă familiei, cine știe ce da, cine te aude zice că ești neam cu el. Da. Nu, ci doar privești cu atenție ceea ce se întâmplă în fenomenul fotbalistic craiovean și observi calitățile lui. Este un tânăr care are calități, dar care pe postul lui are la nivel de echipă primă concurență destul de mare. Pentru că Vlădoiu este în continuare tânăr, că Pățână este iarăși bun, Bancu, Ndong sunt jucători foarte buni, jucători cu experiență, jucători care sunt utili în momentul ăsta și este greu ca antrenor. Bine, care în final la cupă e mai greu, dar au fost meciuri când... Este greu ca un antrenor care ai obiectiv să fii în primele trei, să promovezi tineri când ești obligat să câștigi. Spuneai de niște fotbaliști adevărat să vină la echipă. Cine crezi că se aducă? Costel Gâlcă? Are mână liberă? Din punctul meu de vedere... Și-a asumat câștigarea titlului în sezonul viitor. Aici nu mai poți să spui... Mihai Rotaru este cel care, până la urmă, a dat ok-ul final pentru transferul tuturor celor care sunt în momentul actual în lotul Universității Craiova. Este adevărat, Mihai Rotaru are în spatele lui un grup de scouting, de foști antrenori, de oameni de fotbal, de persoane care se pricep la fenomenul fotbalistic, care i-au recomandat anumiți jucători pe baza calităților pe care le-au văzut și pe baza posturilor pe care antrenorul le-a... Au fost și rateul, pe baza posturilor pe care antrenorul le-a solicitat. Toți cei care au fost aduși în iarnă au fost acceptați de către PTEF. După 5 etape, dacă vă faceți aminte, la Botoșani, niciunul din cei 5 nu juca titular, toți erau pe banca de rezervă. Este clar că poți să dai un kick, două, dar din 5 jucători pe care îi transferi în iarnă, niciunul să nu joace titular în etapa a patra din mini-retur, asta arată o lipsă de inspirație în cel mai, să zicem, fericit mod de comentariu. Adică în cel mai, bun mod de a nu fi răutăcios. Lipsă de inspirație. Da, adică un rateu total. 5 din 5. Ca să când nu vrei să aduci plus valoare la echipă, nu? Tu aduci 5 rezerve. Antrenorul de dinaintea lui Gâlcă, Petev, n-a trecut o dată la centru de copii juniori, să vadă grupele de copii juniori, pentru a putea măcar să aibă o imagine a ceea ce reprezintă linia a doua. Mă, frate, poate te îndepărtezi de, să zicem, principalul obiectiv. Dă drumul la 2-3 tineri să joace, să le dai încredere, să îi promovezi pentru viitor. Asta spunea și eu înainte, mai ales că am câștigat Liga Elitelor, nu? 2 ani la rând și anul acesta, nu? Unul dintre obiectivele lui Rotaru este să promoveze 2-3 jucători care pe viitor să reprezinte potențial, certitudini pentru eventuale transferuri în afară, pentru că altfel nu poate să-și facă bugetul. Da. Nu poate să-și permită să piardă în fiecare an 6 milioane de euro, cum a pierdut anul 2023. Anul 2023 reprezintă, și asta este văzută din bilanțul contabil pe care Clubul Sportiv Universitatea Craiova l-a depus la 31 decembrie 2023, o pierdere de 29.600.000. Am văzut de euro. Cealaltă echipă, nu, de lei. De lei. Cealaltă echipă... M-aș speria cu 29.600.000 este pierderea echipei în exercițiul bugetar 2023. Cealaltă echipă are 20.000.000 de lei. Cine? FCU? FCU. Deci asta arată că cei doi investitori au avut disponibilitate și au avut dorința și au și făcut eforturi financiare să vină cu resursă personală pentru a susține activitatea. Noi, cei de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, încă avem satisfacția faptului că suntem aproape de obiectivul de a participa în cupe europene, minim. Celălalt investitor da, te așteptai să întreagă retrogradeze și chiar de pe ultimul loc? Nu. Adică nu. A avut lot un FCU să nu, retrogradeze? Nu, și vă spun că este o pierdere pentru Craiova. Aveam două echipe care jucau în fiecare săptămână la Craiova. Una în deplasare, una acasă. Totdeauna în fiecare sâmbătă sau duminică aveai un spectacol sportiv fotbalistic acasă. La o zi acasă. Una după alta. Mulți poate vor crede că, vorbesc de complezență sau, nu gândesc exact ceea ce spun. Asta gândesc eu. Indiferent de ce gândește unul sau altul, eu cred că era bine să avem două echipe. Să își desfășoare activitatea în Craiova, aveam la sfârșit de săptămână oameni care vroiau să vină să se destindă cu
un spectacol. Noi în Craiova avem destul de puține spectacole de orice natură, că sunt culturale, sportive. Sunt acum zilele Shakespeare. Erau, da. Este o activitate extrem de interesantă. Acest festival Shakespeare este a 10-a ediție. Pentru Craiova este fantastic că putem organiza acest spectacol imens. Care se închide duminică seara odată cu Festivalul Shakespeare. Da. Să sperăm că vor participa cât mai mulți dintre craioveni la acțiunile pe care Primăria Municipiului Craiova prin Consiliul Local le organizează în aceste zile, pentru că este o mândrie și o onoare pentru orașul nostru să organizeze Festivalul Shakespeare la Craiova. Da. Ți-e frică așa de Brigada Craioveană, să-i spun așa, de la Universitatea Cluj? Că vor arde mai mult pe teren ca să dovedească, eu știu că s-a făcut o greșeală. Este clar că și Vătășelul, și Nistor, și Fundașul Central, când scap acum numele, Miron, vor dori să demonstreze că s-au înșelat în momentul în care i-au îndepărtat. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru, să sperăm că cei mai buni vor câștiga, cei mai buni fiind noi, Clubul Universitatea, datorită valorii jucătorilor, datorită condițiilor pe care le are echipa la dispoziție, datorită bugetului pe care le are echipa la dispoziție. Deci să sperăm că vom reuși calificarea în cupele europene pentru a da orașului satisfacție pe acest segment. Prea multe sincope cu echipele mici. Aici trebuie să ne punem niște semne de întrebare. Da. Ai luat, într-adevăr, condiții, buget, nu mai vorbim. Și calul să fie. Frumusețea acestui campionat a stat în acest echilibru. Au fost foarte multe surprize și în perioada normală de campionat și în perioada play-off-ului și al play-out-ului. Da. Au fost jocuri care s-au terminat cu rezultate neprevăzute. La play-off să ajungi cu 5 meciuri decisive pentru supraviețuire. Nimeni nu credea că se va ajunge la acel dramatism al ultimei etape. Unde oricine din cele 5 putea să se ducă direct în Liga a doua. S-a dus echipa celuilalt investitor și voluntari. Asta e. Nimeni nu se aștepta. Ai luat ce jucători dacă ar fi să iei de la FCU? S-a tot discutat. Sincer, sunt așa de mulți fotbaliști buni în țară, încât nu e nevoie să luăm jucători de la FCU, cum se numește, Unica sau cum se numește Vizitelul. Asta este. Ai vorbit de cele 5 transferuri greșite din iarnă, în opinia ta, și nu numai. Asta e dovedit. Au fost 5 transferuri neinspirate prin prisma faptului că la meciul cu Botoșani nu i-a băgat. Au fost alte transferuri cu Ișvan și așa mai departe, care n-au dat satisfacție. Dar Maldonado nu e rău. Maldonado este un jucător bun. Amzor mai a fost convocat pentru lotul Georgiei. N-a avut reușite fantastice. Rotaru are mare încredere în el. Eu, care am jucat mijlocaș central, nu împărtășesc punctul lui de vedere. Însă timpul poate demonstra dacă unul sau altul ne-am înșelat. Deocamdată nu a demonstrat că-și merită numărul 10 că este de nivelul a ceea ce s-a plătit pentru el. Da. Sezonul viitor, titlu. Sezonul viitor este extrem de important. Teoretic avem un antrenor bun. Avem un grup de jucători care sper să nu fie modificat major, deși există clară intenția transferului lui Mitriță, Ivan, Bancu. Probabil dacă apare vreo ofertă, puțin probabil deosebită, să plece și Bayram, pentru că este unul dintre tinerii care poate primi o sumă bună de transfer. Avem condițiile necesare, mă refer din punct de vedere al infrastructurii. Asta se știe, da. Avem organizare bună din punct de vedere al organigramei clubului. Apropo de chestia asta, în multe momente n-ai fost de acord cu unele dintre acțiuni, că nu tot timpul, ale Universității sau ale lui Mihai Rotaru, dar asta e bine, e constructivă. Ceea ce ai spus și după meciuri, când nu joci. Contradicția naște progres. Păi da. Da, nu am fost de acord în contextul în care la un moment dat Mihai Rotaru centra, așa cum, centrează, diblează, șutează, finalizează. Trebuie să-ți iei oameni din fotbal pe care să-i pui pe funcțiile care țin de administrarea clubului pentru a da posibilitatea clubului să-și desfășoare activitatea independent
de tine, care oricum vei lua deciziile finale. Corect, da. Pentru că sunt banii tăi, noi știm asta, dar să dea posibilitatea, nu știu, Sorin Cârțu sau alții oameni de fotbal. Asta întoarce că e nașul, ai vorbit. Da, este nașul, dar nu am discuții pe ce vizează ceea ce vrea să facă Rotaru. Rotaru este, până la urmă, finanțatorul, îi respectăm investițiile, îi respectăm deciziile. A demonstrat în anii trecuți că a avut flair în multe momente, a reușit să câștige două cupe, o supercupă, a fost foarte aproape să câștige campionatul. Foarte aproape, nu înseamnă că anul acesta, iarăși, ca și în ceilalți ani, a fost acolo, aproape de podium, sau acum este pe podium față de anul trecut, când a terminat pe 4. Deci, există seriozitate în proiect, ceea ce noi ne-am dorit. Pentru asta, pentru bravo lui Rotaru. Da, mai trebuie ceva pentru titlu. Trebuie și organizare, cum spune prietenul nostru Cristi Stăngel, și lotul de jucători, cum eu spui. Eu nu cred în această organizare dincolo de asta. Aia înseamnă promiscuitate și decadența fotbalului. Da. Și pe latura aia nu trebuie să pornească. Indiferent de eforturile, indiferent de dificultățile pe care le traversezi, nu trebuie să apelezi la așa ceva. Pentru că asta n-ar face decât să-ți fure căciula. Da. Și să-ți fur căciula nu merită. Haideți să vedem și reportajul de la Atletism, după care vom reveni, pe care l-am promis încă de la începutul emisiunii telespectatorilor, și vom reveni pentru finalul emisiunii. Cea de-a 69-a ediție a campionatelor internaționale de atletism ale României, Iolanda Balasoter, găzduită de stadionul de atletism Nicolae Mărășescu din Craiova, a fost o adevărată reușită. Mai mulți sportivi au reușit să câștige câte două medalii de aur, iar atleții craioveni, deși încă juniori, au reușit rezultate excelente. Florentina Iușco de la CSM Deva s-a impus sâmbătă la triplu salt, iar duminica a câștigat la săritura în lungime. Tabita Teușan de la CSM Timișoara a obținut victorii la 1500 de metri și 800 de metri. Sprinterea Marina Andreea Baboi de la SCM Gloria Buzău a câștigat medaliile de aur la 100 de metri și 200 de metri. Cum este din nou la Craiova? E foarte frumos. Campionatele internaționale sunt cu siguranță concursul meu favorit din țară și mă bucur că am reușit o victorie astăzi. Ce ai de gând pe mai departe? Vreau să iau lucrurile din aproape în aproape, vreau doar să fug din ce în ce mai bine și să fiu sănătoasă. Cum a fost cursa de astăzi? A fost o cursă bunicică, nu e neapărat cel mai bun timp al meu, însă sunt mulțumită cu victoria și sper să fie mai bine. Ai nevoie și de mai multe sparring partnere? Nu pot să zic că am nevoie neapărat de mai multe colege cu care să alerg, pentru că și fetele sunt foarte bune, cred că e foarte ok cu mine acum. Ce urmează pentru tine acum? Urmează campionatele naționale, tot aici peste câteva săptămâni cred o să fie o a doua etapă a campionatelor naționale, iar apoi finala campionatelor naționale. În proba de 100 de metri masculin s-a impus după o cursă strânsă Cristian Roiban cu dublă legitimare la CSU Reșița și CSU Ploiești. Te așteptai să câștigi? Da, după serii da. Și chiar îmi doream. Pentru că am văzut săptămâna trecută ce am făcut, am încercat să corectez greșelile și mă bucur de rezultate. Ai avut adversari puternici? Da. Aceiași adversari pe care visam să-i bat acum 4 ani. E prima dată când îi bați? Nu. Am început prima dată anul trecut când am ieșit campion național. Cu timpul de 10.43. Și acum, record personal și sperăm la mai mult. Ce urmează pentru tine? Cred că campionatul balcanic de săptămâna viitoare, unde sper să fug măcar cât am fugit acum. E bine, e bine. Sub 10 o să scazi? Să te bați poate pentru olimpiadă în viitor? Vreau să iau treptat sub 10.40. Pentru că nimic nu merge așa. Am învățat-o pe propria piele. Sportivii craioveni de la CSM Craiova au obținut 5 medalii, dintre care 2 de aur prin viderea Răzvan la 800 de metri și Marin Coman la 1500 de metri. O comportare excelentă a avut-o și Constantin Deaconescu de la LPS Petrache Trișcu și CSU Craiova, locul 3 în proba de 1500 de metri. Ești puțin supărat pentru că nu ai realizat baremă pentru mondiale? Sunt puțin supărat, dar nu am de ce să fiu supărat, că până la urmă nu fac proba asta de mult timp, o fac din iarnă. Prima competiție a fost în sală, 3.58, și acum am scăzut brusc la prima etapă la 3.50-98 și acum iar am scăzut la 3.48-60. Locul 3 nu e așa de rău, tot, nu? Ai obținut rezultate bune, mergem înainte, nu? Ești tânăr.
e destul timp să mi îndeplinesc baremul până în iulie și chiar dacă nu îl îndeplinesc anul ăsta, sper că anul viitor îl voi face și ce să, mult în continuare să progresez, asta sper. Ce urmează? Ce urmează? Ce concurs ai? Ce program de pregătire? Etapa ar fi aici, tot aici la noi, etapa a doua de seniori. Și apoi sunt finalele noastre de Under 20 și Under 23. Și e și cea de seniori, dar acolo încă mă gândesc să știu dacă să mă duc sau nu. Nu vreau să mă accidentez ca anul trecut și încă mă gândesc, nu știu. Cât contează pentru Craiova faptul că se organizează an de an multe competiții aici pe acest stadion frumos? Foarte mult, foarte mult. Este păcat cu asemenea bijuterie să nu ținem concursurile interne și internaționale. Și sperăm că în viitor, cât mai curând posibil, să avem parte și de sala polivalentă specială pentru atletism. Atleții noștri, chiar dacă nu sunt vârfurile prezente aici, au dat dovadă de mare pasiune și dăruire. Rezultatele sunt bune. Este un an un pic atipic, pentru că am început sezonul competițional foarte devreme, având în vedere faptul că în august avem Jocurile Olimpice, dar per ansamblu o competiție foarte frumoasă. Peste două săptămâni, Bănia va găzdui pe aceeași arenă a doua etapă a campionatelor naționale de seniori. Gata, am revenit în studio cu invitatul meu de marcă, Pavel Badea. Vă zic câteva cuvinte și despre atletism, că ai secția de viitor acestui copil. Da, avem o secție bună de atletism, avem copii buni, de-ai noștri craioveni, care bat la porțile marii performanțe. Unul dintre sportivii reprezentativi este Costi Diaconescu, cel care a reușit acest loc 3 în condițiile în care el are 17 ani. Să sperăm că în următorii ani își va îmbunătăți baremul pentru participare la campionatele mondiale. El a fost la 80 de sutimi de baremul pentru participare la campionatele mondiale. Să fie sănătos, asta este cel mai important. Pentru acest sportiv. Pentru că el a avut în ultimii 2 ani anumite probleme medicale ce l-au blocat o perioadă din pregătire. Dar în următoarea perioadă eu sunt încrezător că va reuși să își îndeplinească baremurile și să urce din punct de vedere al performanțelor la nivelul la care noi așteptăm. Bun, multă baftă. Revenind la fotbal pe finalul emisiunii, bate europeanul la ușe. Am ajuns cum am ajuns, am discutat despre asta, 17 iunie cu Ucraina. Îl vedem. Îmi doresc să participe cât mai mulți de la noi. Asta vreau să scrie ce este accidentat, deci nu va participa. Vom avea probabil Bancu și, sper eu, Mitriță. Cel puțin doi. Mitriță, care este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul românesc, nu trebuie să lipsească de acolo. Dincolo de animozitățile, de antipatia, de, eu știu, resentimentele pe care le are antrenorul echipei naționale față de Mitriță, un jucător de valoarea lui trebuie să facă parte din lotul echipei naționale. Figură la campionatul european? Ești eu cred că nu vom ieși din grupe. Nu. Chiar asta dacă este avem părerea aici mea. S-ar putea să fie un pesimism eu știu, neîndreptățit, dar asta cred eu. Cred că în momentul actual echipa are câțiva accidentați care să sperăm că vor fi recuperați, să sperăm că va fi inspirat să aleagă cea mai bună echipă pentru a ne da posibilitatea să ne bucurăm și de o fază dincolo de grupe. A fost greu și cu calificarea, de ce să ne recunoaștem? Probabil că e în calcul și evoluțiile echipei. Șansa face parte din joc. Este adevărat că am avut foarte, foarte, foarte multă șansă și în grupa de preliminare la meciurile, la meciurile cu Elveția în primul rând și ulterior cu Kosovo. Deci două dintre echipele care au fost învinse de noi sau au avut rezultate care ne-au permis să ne ducem noi de pe primul loc în grupă. Norocul nu ține întotdeauna numai cu aceleași persoane. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Eu le doresc succes celor de la Naționala României în campionatul european, cum le doresc succes ambelor echipe în partida de duminică, un derby studențesc pentru Europa. Le mulțumesc și telespectatorilor și le dau întâlnire săptămâna viitoare.